Astăzi, la Bruxelles, liderii celor 30 de țări membre participă la summitul NATO, iar România va fi în mijlocul discuțiilor. După inaugurarea Centrului Euroatlantic pentru Reziliență de la București, România va mai face un pas important. Va găzdui Centrul de Competențe în materie de securitate cibernetică. Iar importanța acestuia a devenit și mai mare după ce două companii mari americane au fost atacate de hackeri. Sunt suspecte grupări din Rusia pentru aceste atacuri, iar la summitul NATO se vor discuta aceste incidente. Înainte de vizita în Europa, Joe Biden l-a primit la Casa Albă pe secretarul general al NATO. I'm making it clear. I think NATO is important to our security and we are to NATO. It is critical, essential to American security, stability, short-term and long-term. Când vine vorba despre atacuri cibernetice, mai ales dacă țintele sunt americane sau ale aliaților, de cele mai multe ori sunt arătate cu degetul Rusia și China. Lucru total greșit, consideră ambasadorul Rusiei la București. Offered for our American counterparts an idea to sit and speak and to work out some rules of the state policies. You know that internet, it is not in a garden of Kremlin. As about evidence, Americans never have presented a single piece of hard evidence. Pandemia a dus la o creștere semnificativă a atacurilor cibernetice. Hackerii au ajuns să câștige mai mult decât companiile pe care le țintesc. Astfel, dacă până acum strategia țărilor membre NATO era de a investi miliarde de dolari în cheltuieli militare, securitatea cibernetică va fi pe primul plan în discuțiile de la Bruxelles. Age of global competition, we need to strengthen NATO, and that's exactly what we're going to do at the upcoming summit in Brussels. A strong NATO is good for Europe, but it's also good for the United States. Oh, absolutely.